Salut, sunt Marius de la Brugat.ro și vă invit să urmăriți în continuare un scurt video review al unui telefon mobil foarte interesant. Este vorba despre HTC Gratia, un smartphone pe care l-am primit în teste acum mai bine de 2 săptămâni și despre care îmi voi spune acum impresiile foarte pe scurt. De fapt, în aproape un sfert de oră, dar din punctul meu de vedere foarte pe scurt, pentru că am, sincer să fiu, foarte multe de spus. O să încep cu o scurtă descriere a designului, nu înainte de a vă povesti că am fost posesorul timp de 4 luni de zile al unui HTC Desire, telefon care mi-a plăcut într-un mod foarte deosebit, pe care l-am utilizat la potențialul său maxim și despre care am numai cuvinte de laudă. HTC Gratia este o variantă, nu este o variantă, este similar lui HTC Desire, deoarece rulează sistemul de operare Android 2.2 FreeRO și are un design al butoanelor similar. Haideți să trecem mai bine la review-ul propriu-zis și să vă descriu ce cred eu despre designul exterior al lui HTC Gratia. Pe partea din față, ecranul de mari dimensiuni, în raport cu dimensiunile telefonului, bineînțeles, este de tip capacitiv. Are o rezoluție de 320 cu 480 pixeli și, cel mai important lucru, are o diagonală de 3,2 inci. Este de tip multitouch, așadar pentru a mări și a micșora o fotografie sau pentru a mări și micșora o pagină de internet, puteți să îndepărtați sau să apropiați degetele. Veți vedea acest lucru imediat după ce voi termina de analizat designul acestui telefon. Pe partea de jos a ecranului se află 4 butoane tactile care conduc către Home, adică meniul de start al telefonului. Cele 4 căsuțe ale interfeței HTC Sense, ca să zic așa, cele 4 ecrane de start, de fapt. Butonul meniu, care conduce către aplicații, scene, adică mai multe tipuri de fundaluri și de setări ale telefonului, adăugarea ecranului principal, alegerea fundalului, setări și notificări, butonul Back, vă dați seama ce face, și butonul Caută, care, cu ajutorul căruia, puteți căuta atât în telefon cât și pe internet ceea ce vă doriți. Sub aceste 4 butoane tactile se află un trackpad tactil foarte util pentru navigarea în meniuri, atât în meniul aplicațiilor, cât și în meniul principal sau în alte meniuri ale telefonului. Pe partea din spate se află o cameră cu rezoluția de 5 megapixeli, alături de care se află un difuzor, dar lipsește brițul. Acesta este, din punctul meu de vedere, un minus al acestui telefon în comparație cu alte smartphone-uri din clasa sa. Cele 4 șuruburi creează impresia de durabilitate și, sincer să fiu, chiar îmi plac. Pe partea din dreapta se află butonul pentru mărire sau micșorare volum, pe partea de sus butonul pentru stingere, aprindere aparat și mufa jack de 3,5 mm pentru căști, iar pe partea de jos se află mufa mini USB pentru conectarea calculator și încărcător. Acum, pentru că v-am spus că vă voi arăta cum funcționează multitouch-ul de pe HTC Gratia, mă voi conforma și voi realiza o fotografie. Fotografia se realizează foarte simplu, apăsând trackbar-ul optic. Am realizat această fotografie, pe care o voi vizualiza acum din galerie. Fotografia poate fi așadar mărită sau micșorată cu două degete, întocmai ca la toate telefoanele care suportă acest sistem de operare Android 2.2 FreeRO. Este o idee foarte, foarte bună. Sincer să fiu, cred că sistemul de operare Android este unul dintre cele mai reușite sisteme de operare care echipează telefoanele mobile,
Nu o să fac chiar acum un top al sistemelor, însă vă voi provoca pe voi să răspundeți într-un viitor sondaj vis-a-vis de acest subiect. Bun, haideți acum să vă arăt cum funcționează acest telefon online, cum se conectează la internet prin wireless, bineînțeles. Nu am momentan o cartelă cu ajutorul căruia să mă conectez la internet, însă asta contează prea puțin. Am intrat pe pagina HTC, pagina default de start a telefonului mobil. Intrăm într-o pagină, să zicem că vrem să intrăm pe site-ul HTC Desire. Bă, cum am mai spus, am avut un astfel de telefon și am fost extrem de mulțumit de el. Să știți că nu este de vină telefonul, ci conexiunea. Între timp, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că pagina se rotește în funcție de dorința utilizatorului. Așadar, modul landscape și modul portrait pot fi utilizate atât dacă orientăm telefonul pe partea dreaptă, cât și vertical, cât și pe partea stângă. Bun, se pare că este o mică problemă cu conexiunea. Voi încerca să intru pe un alt site, să zicem brugat.ro. Sau de ce nu țarajucăriilor.ro. Iată ce repede se încarcă un site care cuprinde foarte multe elemente. Navigarea se face extrem de simplu. Intrăm, să zicem, pe o categorie și pagina se deschide aproape instantaneu. Haideți să vă arăt și cum se vede brugatul.ro pe acest telefon. Iată cum se încarcă o pagină cu destul de multe elemente și cu o temă care este destul de greu de încărcat. Chiar am un articol despre HTC Gratia pe care îl voi mări acum. Am primit câteva comentarii. După cum puteți vedea, poți să salvezi imaginea exact cum se întâmplă în cazul calculatoarelor. Poți să copiezi o imagine, poți să o postez pe blog, poți să scrii pe blog aproape orice doresc. Și totul foarte simplu datorită sistemului de operare Android, care, după cum am spus, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai simple de utilizat sisteme de operare pentru telefoanele mobile. Ecranul de start al lui HTC Gratia cuprinde 7 ferestre, după cum am spus și mai înainte. 7 ferestre prin care poți naviga ori apăsând pe butonul Home, ori mutând trackbar-ul optic, ori mutând între ferestre pe ecran. Acestea pot fi configurate într-un mod foarte simplu. Apăsând mai mult pe ecran, putem alege între widget-uri, aplicații, comenzi rapide sau fordere. Ei bine, că tot veni vorba de fordere, haideți să vă spun și despre memoria internă a acestui telefon. Are 512 megabiți de memorie internă, care pot fi însă expandați până la 32 de gigabiți. Telefonul vine cu un card de memorie de 2 gigabiți. Așadar, aveți unde să vă păstrați clipurile, fotografiile și, de ce nu, puteți urmări chiar filme sau puteți posta un întreg album foto realizat cu telefonul sau cu camera pe
cartea voastră de memorie. În ceea ce privește meniul de start, acesta este foarte, foarte simplu de utilizat și poate fi complet, complet configurabil. Hai să vă arăt cum se mișcă Hratia în aplicații. Am descărcat câteva aplicații de pe Android Market. Un loc de unde vă îndemne să cumpărați sau să descărcați gratuit tot felul de aplicații și jocuri foarte interesante și pe care vi voi prezenta în curând. Momentan intrăm în Angry Birds, cel mai popular joc pentru telefoane mobile din punctul meu de vedere. Așteptăm să se încarce. Procesorul telefonului este de 6 MHz, destul de rapid, ceea ce se poate vedea atunci când facem multitasking. Încărcarea decurge rapid, după cum ați văzut, mai puțin de 7-8 secunde până s-a încărcat jocul. Iar un nivel al jocului se încarcă de asemenea foarte repede. După cum puteți vedea, putem face scroll în joc folosind două degete. Și putem foarte simplu să navigăm între mai multe meniuri ale jocului. Bineînțeles, acesta nu este un review Angry Birds, însă vreau să vă arăt cum funcționează telefonul atunci când este deschis o aplicație destul de solicitantă pentru procesor. Am deschis site-ul Angry Birds, un alt site. Iar acum voi reveni la meniul de start. Cum apăsând pe back de mai multe ori. Iar acum veți putea vedea ce se întâmplă atunci când intri în Android Market. Este, după cum v-am spus, un loc extrem, extrem de plin de tixit de aplicații, de jocuri și de tot felul de lucruri utile care pot fi descărcate. Descărcarea unei aplicații din Android Market decurge foarte simplu. Alegem dintr-o categorie, să zicem divertisment, și descărcăm Talking Tom. Gratuit. Descărcarea va apărea sus în partea stângă. Iar aplicația va apărea în meniul aplicației imediat după ce este descărcată. Telefonul poate fi folosit cu foarte mare ușurință și pentru navigarea pe YouTube. Putem să vizualizăm mai multe videoclipuri. Să zicem că intrăm în un videoclip despre Bin Laden și președintele Barack Obama. Se aude foarte, foarte bine. Nu e așa că se aude foarte bine și că se vede foarte ok. Eu zic că da și cred că și voi sunteți de acord. Bun, acum că l-ați văzut pe Obama, haideți să trecem la un videoclip muzical care vă va demonstra cât de fidel este difuzorul acestui telefon. Să zicem că vom asculta melodia lui... Hai să căutăm Dan Băran, să zicem. Sau, ha, Friday, Rebecca Black. Mai bine așa. Ok. Videoclipul oficial se pare că este foarte, foarte popular și în sensul negativ, cu ghilimele, ca să zic.
De auziți o de bine, însă nu putem să îmbunătățim vocea artistii, asta este. Se poate ieși dintr-o aplicație și apăsând pe meniul Home. Este foarte simplu. Ce pot să vă mai spun despre HTC Gratia? Că este un telefon care funcționează într-adevăr la parametri optimi întotdeauna. Și că are un design plăcut, are un preț de 1400 de lei la liber, între 1400 de lei și 1600 de lei și că este într-adevăr un smartphone pe pragul unei game foarte largi de cumpărători. Aștept părerile voastre despre acest scurt review și bineînțeles aștept comentarii și propuneri de noi review video ale unor alte gadget-uri.